O femeie în vârstă de 27 de ani a decis să se căsătorească cu tatăl fostului ei iubit, după ce cei doi au început o poveste de dragoste ca în filme. Femeia era clasa 6-a când l-a întâlnit prima dată pe Paul. Pentru Sydney și Paul, diferența de vârstă de 24 de ani nu a contat, deși ea putea să-i fie fiică, nu soție. Paul, în vârstă de 51 de ani, este șofer de tir și Sydney îl cunoscuse inițial ca fiind tatăl iubitului ei. Era clasa a 6-a când l-a cunoscut pe fiul lui Paul. Cei doi au format un cuplu pentru o scurtă perioadă de timp, iar apoi la liceu au rămas prieteni. Atunci când fiul lui Paul și-a făcut o nouă iubită, Sydney a început să vorbească din ce în ce mai mult cu Paul, încercând să învețe mai multe de la el. Treptat, cei doi au început să se cunoască și au simțit că îi leagă o chimie. Povestea lor de dragoste a înflorit, iar Sydney a povestit că nu o interesează diferența de vârstă, atâta timp cât ea are parte de o viață amoroasă exact așa cum își dorește, potrivit The Sun. Ea a mai completat că el e primul bărbat din viața ei și viața amoroasă. Ei au început să iasă la întâlniri pe când ea avea doar 16 ani. Paul și Sydney s-au căsătorit în 2016. Tânăra de 27 de ani a povestit că la începutul relației sale cu Paul, tatăl ei nu tolera deloc povestea lor de dragoste. Pe lângă părinți pe care i-a convins cu greu, Sydney a vorbit și despre prieteniei care s-au îndepărtat treptat de ea, după ce și-a început relația cu Paul. Cu toate acestea, copiii lui, care acum sunt și ei căsătoriți și au copiii lor, vin adesea în vizită la ei.